De-a lungul anilor, autoritățile locale din Trezne au făcut mai multe demersuri în vederea declasării castelului Boi din lista monumentelor istorice, care să le permită să-l pună la pământ. În vara anul trecut, oficialii Ministerului Culturii au aprobat solicitarea, iar zilele trecute, din cauza ploilor abundente, imobilul s-a prăbușit. Mai multe imagini cu castelul în splendoarea lui, dar și cu mormanul de moloz lăsat în urmă, au fost postate pe rețelele de socializare de către Horațiu Cociș, cercetător științific la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și cel care coordonează un proiect de digitizare a monumentelor istorice din județul Sălaj. Aici a fost cândva castelul Boii din Treznea, ura, absurdul, inconștiența, incultura și dezinteresul postdecembrist de la centru la periferie au învins, ceea ce a fost odată castelul Boii din Treznea, ridicat undeva spre mijlocul secolului al XIX-lea, a ajuns o grămadă de moloz, unic prin elementele arhitecturale, nedorit din cauza participării sale pasive la un episod local sângeros, castelul a fost subiectul și obiectul unei distrugeri lente, dar dorite, de acum putem sta liniștiți, Castelul ucigaș a fost înfrânt, iar infamul grof Boy a fost distrus pe vecie, memoria românilor și evreilor masacrați în 9 septembrie 40, fiind cinstită printr-un act de inconștiență crasă. Ne mai rămâne, ca de obicei, să ne resemnăm în fața faptului împlinit, a scris Cociș în dreptul fotografiilor. Ridicat la jumătatea secolului al XIX-lea, castelul a aparținut familiei grofului Boi Ferenț, fiind o construcție în stil neobaroc. Din punct de vedere arhitectural, castelul a avut două corpuri principale și mai multe turnuri, Corpurile fiind legate între ele de o replică a punții suspinelor din Veneția. După fuga din 1944 a grofului Ferenț Boi, responsabil pentru masacrul Hortis din 9 septembrie 1940, castelul a fost transformat în sediu CAP. În 1990 castelul era funcțional, însă a fost lăsat în paragină din dorința de a-l face să dispară de pe fața pământului și odată cu el să dispară orice urmă care amintește localnicilor despre masacru. Castelul acela a trecut prin 100 de ani de istorie până când groful boi s-a hotărât să facă masacrul. Nu e vina monumentului, dar oamenii leagă ideologic, mai mult sau mai puțin conștient, acel episod de existența castelului și îl vor categoric jos, mai spunea Horațiu Cociș.